alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1 litera A din legea numărul 215/2001 privind la administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare de articolul 1 alineatul 1 se convocă la ședința locală în ședință ordinară în data de 31 iulie 2018 13 la sediul primăriei comunei Buciu. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pentru trimestrul 2 anul 2018 al Comunei Bucim, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018, trimestrul al 3-lea al Comunei Bucim, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității de înscrierea datelor în registru agricol, inițiator primarul Comunei. 4 diverse. Domnul președinte. Astăzi se conduce o ședință, așa bine rândul ordine alfabetică, facem prezența din 13 consilieri, sunt prezenți 12, lipsește domnul viceprimar, care este concert. Înainte de a trece la ordinea zi, supunem la vot aprobarea procesului verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Trecem la ordinea de zi și le invităm pe domnul primar să ne prezinte proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară de la punctul 1. Domnul primar, vă rog, aveți. Raport privind înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2/2018 al Comunei Buciu. Doamnelor și domnilor consilieri, prezentul proiect de hotărâre se referă la aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 2 al anului 2018 al Comunei Bucium și privește două aspecte, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Propunerea făcută se încadrează în prevederea articolului 49 alineatul 2 și următoarele din legea numărul 273/2011, așa cum a fost modificată prin legea numărul 13/2011 pentru aprobarea ordonanței de guvern numărul 65/2010. Astfel puteți constata care a fost planul anual, respectiv planul pe trimestrul 2 și ce încasări s-a efectuat în acest trimestru. Sumele corespunzătoare sunt prevăzute în anexele 1 și 2 la proiectul de hotărâre. Întrucât acest proiect de hotărâre se analizează trimestrial, consider că sunteți familiarizați cu aceste noțiuni, de pentru care rog analiza și dezbaterea acestuia. Anexele aveți, domn președinte? Așa cum am avut de fiecare dată la fiecare ședință de semestrial, dezbatem aceste anexe și execuția contului bugetar pe trimestrul 1. Pe trimestrul 2. Cum am venit pe trimestrul 1, am fost neamare că probabil mare. În calitate de președinte al comisiei, în cadrul comisiei am analizat problemele expuse în proiectul de hotărâre. Anexele stau mărturii la ceea ce noi am discutat. Nu au fost probleme, nu s-au ridicat niciun fel de obiecțiuni. În consecință, Comisia Specialitate dă aviz favorabil acestei proiect de hotărâre. Dacă sunt înscrieri pe marginea acestui proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? În unanimitate, proiectul de hotărâre a trecut. Invităm pe domnul primar pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre la punctul 2. Mă rog, domnul. Raport privind înțelegerea proiectului de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bucim pe trimestrul 3, anul 2018. Doamnă și domnul consilier, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbatere dumneavoastră se referă la suma totală de 20.000 lei, la care am propus să fi transferată în cadrul secțiunii de dezvoltare de la capitolul locuinței servicii și dezvoltare publică, cheltuieli de capital, la capitolul cultură, recreere și religie, cheltuieli de capital. Mai exact este vorba despre transferul acestei sume din totalul de 50.000 lei, aprobat prin bugetul local la începutul anului pentru realizarea modernizării instalației de iluminat public în comuna Bucium către o altă investiție ce dorim să o realizăm și anume dotarea căminului cultural din sat Bucium. Suma de 20.000 lei este necesară pentru actualizarea memoriului justificativ, SF-ul, avizei, respectiv cererea de finanțare pentru obiectivul menționat mai sus. Se urmărește obținerea unor fonduri nerambursabile pentru dotarea căminului cultural Bucium, asemănătoare cu cel din satul Răcăuți.
Pentru că dotarea căminului cultural ar avea mai multe șanse de reușită decât modernizarea iluminatului public, unde oricum fondul aprobat pentru acest an este insuficient, propun spre analiză și aprobare prezentul proiect de hotărâre. Domnul consilier, aici este vorba de... După cum știți, la ședințele trecute, am avut dotare căminului cultural pe un program nu au trecut bravo și am avut iluminat public egal, pentru să depunem pe gal. Încă n-am depus și dacă n-am prins căminul pe programul ăla, n-am trecut bravo, transferăm banii aia pentru să depunem pe gal și renunțăm la iluminat public deocamdată, că eu zic că e mai important căminul decât iluminatul să schimbăm lămpile. O să-l facem și pe ăla, dar n-am pe... n-a trecut căminul pragul în partea elaltă și o luăm de la capăt, știți, ca și la apă, da? Depunem un program, nu prindem, depunem pe altul până, dar aici pe gal suntem siguri, fondurile sunt siguri, o să treacă pragul și aici sunt vorba de vreo 70.000 de euro, sper să reușim. Dar trebuie făcut iar de nou, de la capăt, alte documente, dincolo a fost un program, din coace al program. Și luăm banii de dincolo, să-i ducem din coace, să avem de unde cheltuit. Domn președinte. Deci, așa cum de altfel cunoașteți, orice rectificare bugetară se referă la modificarea unor sume în cadrul acelui buget, bani din altă parte nu au venit, numai că ele se transferă dintr-un cont în alt cont, la alt capitol. Pentru aceasta, el rămâne tot în bugetul comunii stabilit și votat în februarie. De altfel, noi suntem obișnuiți cu aceste rectificări, ea așa se și numește rectificare bugetară, banii cheltuiți dintr-o parte, se trec în altă parte unde pot fi ei cheltuiți cu mai multă eficiență sau sunt anumite nevoi. Este bine și așa banii aia care noi am prevăzut în bugetul la începutul anului de 50.000 nu ajungeau pentru iluminatul public și atunci am fost avertizați și am votat în cunoștință de cauză de către domnul primar că nu vor ajunge, dar dacă pe parcurs vor veni, am spus că vom adăuga la acea sumă pentru a face. N-au venit alți bani pentru iluminatul public, considerăm oportun și binevenită propunerea domnului primar pentru a face studiul de fezabilitate și alocarea celor 20.000 de lei din capitolul precedent, din 50.000 scădem 20.000 și poate avem șanse, cum spunea domnul primar, prin gal să începem dotarea căminului cultural, poate bine și rândul lui. Comisia și-a dat aviz favorabil. Dacă sunt înscrieri la acest punct. Ne fiind înscrieri, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, în unanimitate. S-a votat și proiectul de hotărâre la punctul 2. Invităm pe domnul primar să ne prezinte proiectul de hotărâre la punctul 3. Vă rog, domnul primar. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea măsurilor pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol. Doamnelor și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre prezentat a dus la îndeplinire sarcina trasată primarului de a face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol, analiza semestrială, care va fi supusă de dezbatere în ședința Consiliului Local, conform articolului 6 din Ordonanța Guvernului României, numărul 28/2008, cu modificările și completările ulterioare, și articolul 4, alineatul 5 și articolul 4, alineatul 6, din ordinul numărul 734/480/1003/3727/2015, privind aprobarea normelor tehnice și completarea a registrului agricol pentru perioada 2015-2019. Conform acestor prevederi, am considerat să informez și să propun Consiliul Local aprobarea unui plan de măsuri pentru eficientizarea activității de înscriere a datelor în registrul agricol, tocmai datorită importanței deosebite pe care acest document oficial o are la nivelul unei unități administrative teritoriale. Cu referire generală, având în vedere raportul de control prezentat de secretarul comunei, cu ocazia constatărilor efectuate în registrul agricol, pot menționa că înscrierea datelor în registrul agricol la Comuna Buciun s-a realizat conform normelor tehnice și legislației în domeniu pe suport de hârtie în proporție de 98%,
Cu privire la înscrierea datelor în registrul agricol în format electronic, putem spune pentru prima dată că această operațiune a fost definitivată. Având în vedere acest aspect, am propus la, în anexă la proiectul de hotărâre un plan de măsuri, majoritatea cu caracter permanent și care vor contribui cel puțin la menținerea la acest nivel a activității. Față de cele prezentate, rog aprobarea prezentului proiect de hotărâre. Mulțumim, domnul primar. Anexe cred că au fost citite. Invit președintele Comisiei Juridice respectiv, doamna Moldoveanu, ne expune punctul de vedere al Comisiei. Membrii Comisiei Juridice au studiat proiectul de hotărâre și au fost de acord cu cele menționate și specificate de către noi. Dacă sunt înscrieri la acest punct, ne fiind înscrieri, supunem la vot. Vă rog, cine este pentru? Împotriva, abțineri, în unanimitate, a fost votat și proiectul hotărârii la punctul 3. Trecem la capitolul diverse, punctul 4, respectiv din ordinea de zi. Vă rugăm, înscrieri. Domnul Mateș, următorul. Ne fiind alte înscrieri, dăm cuvântul domnul Mateș. Aveți cuvântul, domnul. Mulțumesc, domnul președinte. Aș ruga pe domnul primar, puteam scările la comanța acolo, în casa practicală. Poate ne ajută cu vreo 5 becuri ca să putem să mai schimbăm becurile care nu funcționează. Nu știu, să stea ploie. Eu vă știu, eu îți dau becuri, dacă... Da, am băiatul ăla pe chiloche și pot rezolva problema, da. Mulțumesc. Dacă sunt alte probleme la punctul 4, la diverse. Ne fiind alte probleme, declar ședința Consiliului Local închisă. Vă mulțumesc pentru prezență.